Vorbim de infecția cu virusul Coxsackie, am zis bine, care ia în ploare, avem în sezonul estival. Tot mai mulți părinți ne confruntăm cu acest enterovirus în vacanțele de peste hotare, mai ales. Cum avem grijă? Imediat vă spunem. Virusul Coxsackie este împărțit în două grupe, A și B, iar împreună formează 29 de serotipuri diferite. Fiecare serotip în parte poate cauza anumite boli. Serotipul A16, de exemplu, poate cauza boala gură, mână, picior, alte serotipuri, alte probleme. Este un virus foarte contagios și de asta este tot mai frecvent întâlnit. Virusul Coxsackie A16 este întâlnit cel mai mult în perioada caldă a anului. Cele mai frecvente simptome și semne ale infecției virale cu Coxsackie sunt febra, durerile de gât, stare de rău și scăderea apetitului. Boala începe cu o febră care poate fi până la cifre înalte vreo 3 zile, ulterior apar elementele care sunt dureroase la nivel de faringe, copiii refuză să mănânce, uneori refuză să bea și de aici apare riscul de deshidratare. Perioada de incubație este de 1-2 zile, însă bolnavul este contagios cu aproximativ o săptămână înainte de debut și până la câteva săptămâni după dispariția simptomelor. Este foarte dificil de a evita boala dacă ne găsim într-un local infectat. Cea mai sigură metodă de protecție este igiena mâinilor, până la baie, după baie, până la joacă, după joacă, înainte de luarea mesei. În cazul în care copilul este infectat cu Coxsackie 16, boala gură, mână, picior, e bine să oferim copiilor lichide reci și nici de cum calde sau fierbinți. Dacă copilul face febră, administrează preparate de paracetamol sau ibuprofen. Dacă este o durere manifestă la înghițire, pot administra spray-uri cu efect anestezic ca să poată hrăni copilul, dar obligator de a-l hidrata. Și aplicare de creme calmante sau balzamuri emoliente calmante care să minimalizeze ușor durerea și pruritul mâncărimii la nivelul pielei. Mare atenție în momentul în care febra este însoțită de cefalee cu intensitate peste medie. Dacă această cefalee este însoțită de greață și vomă, este un semn de alertă pentru părinți și trebuie neapărat să meargă la doctor. Poate fi un semn de afectare a sistemului nervos central, meningită sau encefalită. Riscul de îmbolnăvire crește în spațiile cu apă, acolo unde sunt jucării comune și e aglomerație de minori. De aceea, mergeți peste hotare având asigurarea medicală pentru toată familia. Multă sănătate!